Zi de coșmar pentru polițiștii de la biroul rutier, dar și pentru medicii de la urgențe. Două accidente grave au avut loc sâmbătă la interval de doar câteva ore. Mai multe persoane au ajuns la spitalul județean cu răni destul de grave, iar alte au necesitat îngrijiri medicale la unitatea din Făgăraș. Motivul acestui bilanț: neatenția șoferilor la volan. Sirenele ambulanței, dar și ale mașinilor poliției rutiere au răsunat sâmbătă aproape întreaga zi. La ora 6 dimineața se îndreptau în trombă spre un accident de circulație produs pe drumul Național 1, în apropierea localității Ucea de Jos. Putem afirma că această sâmbătă este o sâmbătă neagră. Am înregistrat două evenimente rutiere grave, respectiv azi dimineață în jurul orelor 6 pe drumul Național 1 la ieșire din localitatea Ucea de Jos. Un autotractor transportă vehicule, se deplasa din direcția Sibiu spre Făgăraș, în apropierea căii ferate de la localitatea Ucea de Jos. Nu a păstrat distanța față de un vehicul aflat în fața sa, cu care a intrat în coleziune în momentul în care acesta a redus viteza, proiectându-l pe sensul opus de mers, unde s-a lovit frontal de un alt autoturism și circula din sensul opus. 7 victime au ajuns la spitalul din Făgăraș. A fost un accident cu 7 victime. 4 dintre ei am trimis la Spitalul Județean Brașov la neurochirurgie, într-o stare nu foarte gravă, dar pune probleme de examen neurochirurgical. Ceilalți nu au necesitat internare, au avut mici plăci scoriații fără importanță. La doar câteva ore distanță, un alt apel de urgență anunța un al doilea accident produs la ieșirea din Făgăraș spre Brașov. Un autoturism Renault Laguna se îndrepta din spre Brașov, spre Făgăraș. La un moment dat a încercat să efectueze, a efectuat virajul la stânga fără să se asigure prin loc nepermis, fără să observe faptul că din sens opus, respectiv din spre Făgăraș, se apropia un alt autoturism care nu a putut să-l mai evite, intrând în coleziune cu acesta. Și în acest eveniment a rezultat o victimă, din fericire cu vătămări corporale ușoare. Și în acest accident o persoană a avut de suferit. A fost o victimă, un bărbat de în vârstă de 34 de ani, cu un traumatism cranian, cu o comoție cerebrală, multiple scoriații faciale și laterocervical. Nu pune probleme, este în observație la noi la camera de gardă cu perfuzii și vedem cum evoluează. Oamenii legii fac acum cercetări pentru ca cei vinovați să răspundă pentru faptele lor.